Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Când comparăm impresiile din primul și al treilea sezon din serialul Emanet al lui Halil İbrahim, putem vedea cu ușurință diferența în ceea ce privește cariera lui. Este foarte clar cum s-a dezvoltat cariera și performanța lui Halil İbrahim. În al treilea se vede o față obosită și tristă, desigur, actrița nu i-a dat acea chimie să se simtă confortabil. Pe scurt, talentul actoricesc al personajului său Yaman nu va fi umbrit. Cum o tratează pe Nanuka, o actriță de film de groază. O consider pentru că nu este pregătită ca actriță. Și în schimb, fanii și-au dat seama că papa Nanuka a plătit o sumă suculentă pentru că Nanuka să joace în Emanet, deoarece la acea vreme era cea mai căutată poveste de dragoste din Turcia, iar Yazcemine avea ambiție și s-a gândit că cu o nouă față va reuși. Ca al doilea și primul. Și a căzut la pământ, al treilea sezon mă îndoiesc că îl cumpără mereu pe al doilea și primul din țara mea. Au văzut deja al doilea sezon și are o bază de fani impresionantă. Nu ratez acest serial, deși l-am văzut de 5 ori m-am plâns Halil, pentru că a spus că bunica este cel mai bun companie și prietena, a spus că Sıla nu a fost. Imaginați-vă dacă s-ar spune că cel mai bun partener și prieten al ei este Doğukan Güngör. Ar fi ca și cum l-ai îngropa de viu pe Halil, așa cum Doğukan este cunoscut de multă vreme în Turcia. E mult mai mult actor decât Halil, crezi sau nu, asta e realitatea. Doğukan alături de Altnav, iubitul Sılei, erau cunoscuți drept cei mai cunoscuți actorii junior și sunt în continuare celebri. Vă spun doar ce am citit și văzut pe canale de încredere. Ce monstru, aroganța ta este demonică, biata fată, este nevoie de multă personalitate pentru a lucra cu tine. Păcat că Halil İbrahim Sıla este cu ani lumină înainte în toate privințele. Frumusețea ta fizică este trecătoare. Plasticul îmbunătățește tot ceea ce doriți să se îmbunătățească și durează o respirație. Îi lipsește multă maturitate în ciuda anilor pe care i-a trăit, se pare că îi lipsesc sentimentele bune și morala. Paguba pentru aceasta fata este făcuta, a profitat de sentimentele ei pentru a profita și a se face cunoscută ca actrița. Se spune că cei care scuipă cad la propriu. Vom vedea în timp cum decurg lucrurile. Și nu-l uita pe Halil İbrahim, cel care te face să plătești. Și acesta se numine karma. Vom vedea cât de departe merge. Eu cred în Halil, un mare actor, depinde de el prin contract. Pentru mine Sıla Halil İbrahim pentru totdeauna, indiferent de ce se spune despre Halil, iodul este o minciună, vinovații sunt mediocru producătorul Caramel, Halil İbrahim îl susținem că el face, Sıla, haide, vor reuși, există și multă invidie, mulțumesc pentru veștile importante. Unii actori sunt marcați de rolurile pe care le joacă, iar Halil a fost marcat de frumosul cuplu pe care l-a format cu Sıla. Cu toate acestea, acest cuplu frumos a devenit dragii lumii. Au superfermecat întreaga lume cu o dragoste atât de frumoasă. Este timpul să terminăm cu asta, acum nu mai știm ce este adevărat și ce este o minciună, ne-au urat binele amândoi, îl întreb dacă Oznurcula este o persoană atât de rea de ce Halil rămâne cu ea? În ceea ce privește seria Flores de Sangre, se presupune că actorul a avut deja o problemă cu soția sa, așa că ei spun că se despart. Și nu sunt de acord cu tine că Sıla îi datorează ceva lui Nazmiye, pentru că orice producător care l-a iubit pe Sıla avea să-și arate marele talent. Sıla Türkoğlu, prințesa noastră, Dumnezeu să te binecuvânteze, Halil își asumă doar un risc și nu este un actor bun la toate. Este din cauza publicului de bunici care îl urmăresc. Dar aceasta nu este salvată. Va trebui să arate că poate juca cu alți actori de un calibru mai mare decât el, care au făcut deja 5 și 7 sezoane. Cum îi compari pe acești actori experimentați cu Halil, care lasă pe Emanet 3 să arate ca un actor eșuat? Sıla și-a demonstrat deja talentul, alături de alți actori, și reușește. Să vedem cum se descurcă Halil, îi dorim mult succes. Sunt oameni cărora le place sezonul 3. Bine, lăsați-i să urmărească. Dar nu de aceea trebuie să ascunzi adevărul. Cântecul de leagăn dezastruos și patosul distribuției din Emanet 3 aproape au pus capăt carierei acestui actor. Halil Ibrahim mai are o șansă. Emanet calibru 3, care a fost un flop, nu? Parametru pentru a spune că Halil este un actor bun și că va face o treabă bună. Acum trebuie să arate dacă se înțelege cu un partener și cu vreun personaj, așa cum spun fanii săi. Sıla a arătat deja că este genială cu orice alt actor. Acum bătrânul Halil trebuie să demonstreze că o poate face, cu actorii foarte pricepuți, mult mai experimentați decât el. Să așteptăm și să vedem cum se descurcă Halil într-un mediu competitiv. Nimeni nu-l bate pe Halil Ibrahim, pentru că este un actor de excepție, deosebit și multifacetat, pretutindeni, cu orice partener el este și va fi lider și trebuie să o suporti, pe zi ce trece și arată din ce în ce mai mult profesionalismul, lăsa și invidia, încearcă să nu inventezi povești zine, ci lucrează din greu cu el și nu-l învinge tot timpul în funcție de succesul lui Halil, lasă-l să se promoveze. Încă nu înțelegi ce îți va spune când își coboară ochii frumoși, este un maestru al ochilor vorbitori, te prețuiește doar pe tine și educația nu îți permite să spui că îți va servi. Sper că am explicat destul de clar și probabil că va ajunge la cei care urăsc și tovarăși, care nu prea pot suporta faptul că Halil a jucat și mai bine în sezonul 3. L-am înțeles totul și l-am respectat și mai mult ca actor și ca actor. Uite, bărbatul chiar te poate apăra, e dreptul lui, dar cine râdea mereu, făcea glume, atingea pseudo-actrița și părea foarte confortabil cu el, nu, sau asta făcea și parte din contract. Plingenea unul pe altul, dragă, iar Tăneah, soțul ei a fost acolo, da, ar putea fi, dar făcându-și prezența prin îndeplinirea unui contract pentru că ei doi stau unul lângă celălalt și își fac selfie un punct trei punctii. Scuze, este un contract, spune-i asta unei alte persoane care vrea respect, dă-i respect, e bine, îi stăpânește viața, dar... Când a spus asta, idiotul de la Pompe Funebre era o prietenă de profesie și un partener de al meu care a trebuit să îngroape 2 ani de munca grea pe care a făcut-o cu Sıla, ați auzit de echica profesională, pentru că este colega mea de profesie, poate fi groaznic, dar educația și etica nu îmi permit să-l discreditez. A jucat rolul principal în filmul Sevmiş ve Vermiyor la rând 2007. De ce nu a devenit popular și faimos alături de actrița care era partener la acea vreme? Cum este posibil ca niciun producător și regizor să nu fi recunoscut atât de talent și frumusețe universală până în 2019, când Sıla Türkoğlu a devenit partener? De ce nu sunt acum 40 de milioane de vizualizări pe episod, dar mai puțin de 4 după ce Sıla a părăsit emisiunea? În ce lume de vise și basme trăiești? În celălalt videoclip chiar am spus că al 3-lea sezon este un cet de defect, nici înainte, nici înapoi, primele 2 sezoane au fost cele mai bune pentru a viziona o telenovelă turcească pentru prima dată până la sfârșit, pentru că telenovele turcești sunt foarte violente, dar asta e Emanet. Sunt eu, m-am îndrăgostit de cuplul Yaman și Seher din cauza chimiei lor, a performanței perfecte, caracterul lui Yaman este puternic, sper să-i văd pe cei doi împreună într-o altă telenovelă, făcând nesfârșita poveste de dragoste pe care doar ei o știu a face. Vă mulțumesc că ați comentat comentariul meu, dar chiar o fac. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sıla, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos, Pascali.